A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi fost, nici nu s-ar fi povestit. Era odată o capră care avea trei iezi. Iedul cel mare și cu cel mijlociu dau prin băți de obraznici și neascultători ce erau, dar cel mic era harnic și cu minte. Vorba aceea, sunt 5 degete la o mână și nu seamănă toate unul cu altul. Într-o zi, capra chemă toți iezii de pe afară și le zise: dragii mamei copilași, eu mă duc în pădure ca să mai aduc ceva de-a mâncării, dar voi să încuiați ușa după mine, să ascultați unul de altul și să nu care cumva să deschideți ușa până ce n-o să auziți glasul meu. Când voi veni eu, am să vă dau de știre și ca să mă cunoașteți, am să vă cânt așa: treieți, cucuieți, ușa mamii descuieți, că mama va duce vouă frunze în buze, lapte-n țâțe, drop de sare în spinare, mălăieși în călcăieși, smoc de flori pe subsuori. Auzit așa ce-am spus eu? Da, mămucă dragă, zise răiezii. Pot să am nădejde-n voi? Să n-ai nicio grijă, mămucă, apucară cu gura înainte cei mari. Noi suntem odată băieți și ce-am vorbit odată, așa vorbit rămâne, mămucă. Dacă e așa, apoi veniți, dragii mei, să vă sărute mama, Dumnezeu să vă apere de cele rele și rămâneți cu bine, iezișorii mei. Mergi sănătoasă, dragă mămucă, zise cel mic cu lacrimi în ochi, și Dumnezeu să-ți ajute ca să te întoarne cu bine și să ne aduci de mâncare. Apoi capra iese și se duce în treaba ei, iar iezii închid ușa după dânsa și trag bine zăvorul. Dar vorba veche, pereții au urechi și ferestrele ochi, un dușman de lup și apoi știți voi care, chiar cu mătrul caprei, care de mult pândea vreme cu prilej să pape iezii, trăgea cu urechea la peretele din dosul casei când vorbea capra cu dânsii. Ho, 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 bun, zise el în gândul său, ia acum e timpul de iar împinge păcatul să-mi deschidă ușa, halal să-mi fie. Știu că i-aș cârnoși și i-aș jumuli. Cum zice lupul, și vine la ușă și cum vine și începe: treieți, cucuieți, ușa mamii descuieți, că mama va duce vouă frunze-n buze, lapte-n țuțe, drop de sare în spinare, mălăieși în călcăieși, smoc de flori pe subsuori. Hai, deschideți cu fuga, dragii mamei, cu fuga! Se auzi o voce. Hai, băieți, deschideți ușa, zise cel mare. Săriți și deschideți ușa, că vine mama cu de mâncare. Săracul de mine, zise cel mic, să nu cumva să faceți pozna să deschideți, că-i vai de noi, asta nu-i mămuca, asta nu-i mămuca, eu o cunosc după glas, glasul ei nu-i așa de gros și răgușit, ci mai subțire și mai frumos, zice iedul cel mic. Auzind toate acestea, lupul se duse la un fierar și-l puse să-i ascută limba și dinții pentru a-și subția glasul și apoi, întorcându-se, începu iar: treiesc, cucuiesc, mamei ușa descuiesc, că mama va duce vouă frunze-n buze, lapte-n țuțe, drop de sare în spinare, mălăieși și-n călcăieși, smoc de flori pe subsuori. Ei, vedeți? Zise iarăși cel mare. Dacă mă potrivesc eu vouă, nu-i mămuca, nu-i mămuca, dar păi cine dacă nu ia? Că doar și eu am urechi, mă duc să-i deschid. Bădică, bădică, zise iarăși cel mic, ascultați-mă și pe mine, poate mai de-apoi a venit cineva și a zice: deschideți ușa că vine mătușa, și apoi voi ce faceți, deschideți ușa? Dar păi voi nu știți că mătușa-i moartă de când lupii albi și s-a făcut oale și ulcioare sărmana de ea? Apoi da, nu spun eu bine? Zise cel mare. Ia de atunci rău în lume, de când a ajuns coada să fie cap. Dacă te-ai potrivit tu acestora, îi ținea mult și bine pe mămuca afară. Eu unul mă duc să deschid, zice iedul cel mare. Atunci mezinul se vârâi iute în horn și, sprijinit cu picioarele de prichit și cu nasul de funingine, tace ca peștele și tremură ca varga de frică. Dar frica-i din rai, sărmana.
Asemenea, cel mijlociu, țuștiute sub covată, se înghemuiește el acolo cum poate, tace ca pământul și tremura carnea pe dânsul de frică, dar fuga-i rușinoasă, dar-i sănătoasă. Cel mare se dă după ușă și să tragă, să nu tragă, în sfârșit trage zăvorul, când ia ca ce să vadă, dar apoi mai are când să vadă că-și lupul îi scăpăra ochii și sfârea gâltejul de flămângera și nici una, nici alta, hâț! Îl ia pe ei de gât și îl mănâncă așa de iute și cu așa o poftă, despărea că nici pomăsea n-are ce pune. Apoi se linge frumușel pe bot și începe a se învârti prin casă cu neastâmpări zicând: Nu știu, părerea m-a amăgit, ori n-am auzit eu bine, am auzit glasuri, dar ce Dumnezeu, parcă au intrat în pământ, unde să fie, unde să fie? Se ițește el pe colo, se ițește pe dincolo, dar pace bună, e zi, nu sunt nicăieri. Că mare minune și asta, zice lupul. Da, nici acasă n-am de coasă. Ia să mă mai odihnesc și o leacă. Apoi se îndoaie de șele cam cu greu și se pune pe covată. Și când s-a pus pe covată, nu știu cum s-a făcut, ori albia a crăpat, ori cu mătră strănutat. Atunci iedul de sub covată să nu tacă, îl păștea păcatul și îl mânca spinarea săracu. Să-ți fie de bine, nanașule! Ha, ghidi, ghidi, ghiduș ce ești! Aici mi-ai fost! Ia vină încoace la nănășelu să te pupe el! Apoi ridică albia binișor, apucă iedul de urechi și-l flocăiește și-l jumulește și pe acesta, de-i merg petecele. Vorba aceea, că toată pasărea pe limba ei piere. Se mai învârte lupul ce se mai învârte prin casă, poate o mai găsi ceva. Dar iedul cel cu minte tăcea molcom în horn, cum tace peștele în foc de borș. Dacă lupul vede că nu mai găsește nimic, iese afară și-și caută de drum. Cum a ieșit dușmanul din casă, iedul cel mic se dă iute jos din horn și încuie ușa binișor. Apoi începe a se scărmâna de cap și a plânge cu amar după frățiorii săi. Drăguții mei frățiori, dacă s-ar fi înduplecat lupul, nu i-ar fi mâncat. Și biata mamă nu știe de asta. Mare urgie ce a venit pe capul nostru. Când jelea el așa, ea ca și capra venea cât putea, încărcată cu dea mâncării și gâfâind. Și cum ajunge și începe. Trăiesc, cucuieți, mușa mamii descuieți, că mama va duce vouă frunze în buze, lapte în țâțe, drop de sare în spinare, mălăieși în călcăieși, smoc de flori pe subsuori. Atunci iedul mezin, care acum era și cel din tâi și cel de pe urmă, sare iute și deschide ușa. Apoi se aruncă în brațele mânesa și cu lacrimi de sânge începe a spune: Mămucă, mămucă, uite ce-am pățit noi, mare foc și potop au căzut pe capul nostru. Atunci capra, holbând ochii lungi prin casă, o cuprinde spaima și rămâne încremenită. Dar mai pe urmă, îmbărbătându-se, și-a mai venit puțin în fire și-a întrebat: Dar ce-a fost copiii aici? Ce să fie, mămucă? Ia cum te-ai dus dumneata de acasă? N-a trecut tocmai mult și ia că cineva se aude bătând în ușă și spunând: Trăiesc, cucuieți, mameiușa, descuieți. Și frate meu cel mare și nătâng și neastâmpărat, cum îl știi, fuga la ușă să deschidă. Și atunci? Atunci eu m-am vârât iute în horn și frate meu cel mijlociu sub covat, iar cel mare, după cum îți spun, se dă cu nepăsare după ușă și trage zăvorul. Și atunci? Atunci grozăvie mare, nănașul nostru și prietenul dumitale cu mătrul lup se și arată în prag. Cine? Cu mătrul meu? El, care s-a jurat pe părul său că nu mi-a speriat copilașii niciodată? Apoi da, mămucă, cum vezi, i-a umplut de spărieți. Ei, lasă că l-o învăța eu minte.
Dacă mă vede că s-o văduva sărmană și cu o casă de copii, apoi trebuie să-și bată joc de casa mea și pe voi să vă puie la pastramă? Nici o faptă fără plată, ticălosul. Încă se rângea la mine câteodată și îmi făcea cu măseaua. Apoi, doar eu nu-s de acelea de care crede el. N-am sărit peste garduri niciodată de când sunt. Ei, taci cu metre, că te-o dobzăli eu. Cu mine ți-ai pus boi în plug, apoi ține minte că ai să-i scoți fără coarne. Of, mămucă, of, mai bine taci, lasă-l în plata lui Dumnezeu, că știi că este o vorbă, nici pe dracu să-l vezi, dar nici cruce să-ți faci. Ba nu, dragul mamei, că până la Dumnezeu sfinții ți-au sufletul și apoi ține tu minte, copile, ce-ți spun eu acum, că de ea mai da lui nasul să mai miroase pe aici, apoi las, numai tu să nu cumva să te răsufli cuiva, ca să nu prindă el de veste. Se pune ea pe gânduri și stă în cumpene cum să dreagă și ce să-i facă. Aha, ia acum i-am găsit leacul, zise ea în gândul său. Taci, că eu-i face eu cu mătrul una de șomuș calabele. Aproape de casa ei era o groapă adâncă. Acolo-i nădejdea caprei. La cadă cu dubala cu mătrelup, că nu-i de chip. Ia de-acu să înceapă fapta. Hai la treabă cu mătriță, că lupul ți-a dat de lucru. Și așa zicând, pune poalele în brâu, își suflecă mânecile, ațâță focul și s-apucă de făcut bucate. Face ea sarmale, face ea plăcinte, face ghiveci, face pască cu smântână, cu ouă și fel de fel de bucate. Apoi umple groapa cu jăratic și cu lemne putregăioase ca să ardă focul mognit. După toate astea așează o leașă de nuiele numai întinată și niște frunzării păstă dânsa. Peste frunzării toarnă țărână, peste țărână așterne o rogojină, apoi face un scaun de ceară anume pentru lup. Pe urmă lasă bucatele la foc să fiarbă și se duce prin pădure să-l caute pe cumătrul său și să-l poftească la praznic. Merge ea cât merge prin codru, până ce dă de o prăpastie grozavă și întunecoasă și pe o tihăraie dă peste lup. Bună vremea, cumătru! Dar ce vânt te-a bătut pe aici? Zice lupul. Bună să-ți fie inima, cumătre! Cum ți-i căutătura? Apoi da, nu știi dumneata că nevoia te duce pe unde nu ți-i voia? Ia, nu știu cine a fost pe la mine pe acasă în lipsa mea, că știu că mi-a făcut-o bună. Că ce fel, cumătriță dragă? Ea mi-a găsit iezii singure, i-a ucis și a ciopârțit de le-am plâns de milă. Nu mai văduvă să nu mai fie cineva. Da, nu mai spune cu mătră. Apoi de acum, ori să spun, ori să nu spun, că tot una mie. Ei, mititeii mei s-au dus către Domnul. Și datoria ne e să le căutăm de suflet. De aceea am făcut și eu praznic după puterea mea și am găsit de cuvință să te poftești și pe dumneata cu mătre la masă, ca să mă mai mângâi. Bucuros, dragă cu mătră, dar mai bucuros eram de mă pofteai la nuntă, zise lupul. Te cred cu mătre, dar păi da, nu-i cum vrem noi, ci cum vrea cel de sus, zise capra. Apoi capra pornește înainte plângând și lupul după dânsa prefăcându-se că plânge. Doamne, cumătre, doamne, zise capra suspinând, de ce ți-e mai drag în lume, tocmai de aceea n-ai parte? Apoi da, cumătră, dacă ar ști omul ce-ar păți, dinainte s-ar păzi. Nu-ți face și dumneata atâta inimă rea, că odată avem să mergem cu toții acolo. Așa este cu mătre, nu-i vorba, dar sărmanii găgălici și cruzi s-au dus iezișorii mei dragi. Apoi da, cu mătră, se vede că și lui Dumnezeu îi plac tot puișori de cei mai tineri. Și din vorbă în vorbă, dintr-un antralta, ajung până acasă la cumătră. Ia poftim, cumătră, zise ea luând scaunul și punându-l deasupra groapei cu pricina.
și scolea și tăspătea zoleacă din ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Răstoarnă apoi sarmalele în streachină și le pune dinaintea lupului. Atunci lupul nostru începe a mânca lacom și glu-glu, 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 îi mergeau sarmalele întregi pe gât. Dumnezeu să ierte pe cei răposați cu mătră, că bune sarmale mi-ai făcut. Și cum o spăta el așa, buf, cade fără sine în groapa cu jăratic, căci scaunul de ceară s-a topit. Și leașa de pe groapă nu era bine sprijinită, nici mai bine, nici mai rău, ca pentru cumătru. Ei, ei, acum scoate lupe ce ai mâncat! Cu capra ți-ai pus în cârd, capra ți-a venit de hac. Văleu cu motră, talpele mele, mă rog, scoate-mă că m-ar de inima în mine! Ba nu, cumătră, că așa mi-ar și mie inima după ezișorii mei. Lui Dumnezeu îi plac pui de cei mai tineri, ha? Mie îmi plac și ăștia mai bătrâni, numai să fie bine fripți. Știi, Cole, să treacă focul prin trânsii. O, cumătră, mă purlesc, arde tot, mor, cumătră, nu mă lăsa, nu mă lăsa! Ars, cumetre, mori, că nici viu nu ești bun. De-abia ea mai trece, băiețelule istuia de speriat, că mult păr îmi trebuia de la tine ca să-l mai afum. Ți-aduce aminte, dihanie răutăcioasă și spurcată, când mi te-ai jurat pe părul tău și bine mi-ai mâncat iezișorii? Cumătră, mă ustură inima mine, cumătră! Mă rog, scoate-mă și nu-ți mai faci atâta o sândă cu mine! Moarte pentru moarte, cumetre, arsură pentru arsură, că bine o mai plezi nici din ioare cu cuvinte din scriptură. Și eram și eu pe acolo de față și îndată după aceea am încălecat iute pe șa și am venit de v-am spus povestea așa și am mai încălecat pe o roată și v-am spus povestea toată și unde n-am mai încălecat și pe o căpșună și v-am spus, dragii mei, o mare și gogonată minciună. A, nu e minciună, e povestea Capra cu treiezi de Ion Creangă. Și dacă v-a plăcut povestea mea, vă invit să ascultați și alte povești pe această pagină de YouTube, Lorena Music. Vă pupă Lorena, e numa-numa! Noapte bună, copii!